Că s-a vorbit foarte mult în societate de ora de religie. Iată, surprinzător sau nu, s-a constatat că peste 90% din părinți și copii doresc ora de religie. Întrebarea este cum le oferim. Pentru că ora de religie poate fi făcută atractivă, ca un interviu cu presa, unde nu poți să deviezi prea mult în peisaj, sau poate fi și ora noastră, aici, a noastră. Aici este vorba de calitatea pedagogului, a actului educațional. Am văzut, de exemplu, o teorie care m-a lăsat perplex. Cineva spunea că școala românească merge prost în ansamblu, datorită faptului că există ore de religie în școală. Păi noi tăiem, cum să spun, ne tăiem craca de sub picioare singur. Singura șansă de a explica tinerilor ce este biserica și religia, pe asta o dăm la o parte. Păi cine se explice? Matematica? Fizica? Sau ca și în cazul spitalului și catedrale. Din cauza religiei merge prost și pregătirea la matematică și la fizică și la biologie și la chimie. Că nu putem să gândim chiar așa de naiv. Asta e o gândire naivă. Sigur că uneori tinerii sunt. Toți am fost tineri, toți știm că avem uneori întrebări multe, răspunsuri puține și unele dintre ele și naive. De-aia este ceva, Sfântul David, păcatele tineriților unde pomeni Doamne. Tinerița e o vârstă frumoasă, e o șansă și de asta mi-e trebuie să avem foarte mare grijă cu tinerii, că din tinerețe îți așezi drumul în viață. De asta eu aștept tinerii să vină, să ne întrebe, îi așteptăm la biserică, Hristos este cu brațele deschise și să vină să ne întrebe. A sta deoparte și a judeca, nevrând să intri în biserică, asta denotă faptul că din start tu dușmănești biserica. Dar dușmănim biserica, te dușmănești pe tine. Biserica e cea care vrea să te îndrepte, să te lumineze, nu-i vrea, nu-ți vrea rău. Nu cred că Dumnezeu ne vrea rău cuiva. Și, în general, Hristos, în toate discuțiile sale pe care le-a avut prin Evanghelie, a mai stat de vorbă și cu tinerii, și atunci era aceeași problemă, că a spus în întrebare de biserica doar ca instituție. Biserica nu poate fi privită doar ca instituție. E o provocare să fie instituție, pentru că noi oamenii vedem așa, tot timpul, dacă avem 3-4 oameni strești, gata, aia este instituție, trebuie să fie un șef și trebuie subalteri. Nu, biserica este înainte de toate o comunitate. E drept că în biserică se iau decizii, e drept că există o ierarhie în biserică, dar asta nu trebuie să ne îndemne la prețui anarhia, că ierarhia este un principiu educațional. De fapt, ce este ierarhia? Cei mari îi învață pe cei mici, cum spune Hristos, cel ce va vrea să fie mare între voi, să fie tuturor slugă. Deci aveți celor ce conduc astăzi. Ei trebuie să fie factor de educație, să transmită celor pe care iau în grijă o formă de educație sănătoasă, frumoasă, virtuoasă. Și atunci, chestiunea biserică nu se pune ca în lume, șefi și subalteri. Chestiunea în biserică se pune între cel ce te îndrumă și cel ce este îndrumat. De-aia preotul este părinte. Părinte este cel care te educă, este cel care te îngrijește. Preoții au sarcina de a, cum să spun eu, de a fi părinți sufletești ai credincioșilor. De a îndruma, de a ilumina, dar e o problemă, pentru că astăzi, datorită dezvoltării tehnologice și informaționale, mulți au senzația că deja le știu pe toate. Eu am uneori dialoguri cu anumiți tineri mai rebeli, așa, în care ei nu vin să mai întreb. Ei vin deja și îmi spun mie cum stă treaba. Și eu mă uit la câtă naivitate poate fi o candare, așa, e specifică vârstei, îi înțeleg. Dar mă întristez pentru că prin asta văd că își taie accesul la adevărata cunoaștere. A spune deja că știi tot când tu nu prea știi nimic, e cale sigură spre sinucidere spirituală. Sfinții părinți spuneau, cine vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. A nu mai avea întrebări este, cum să spun, pierzător de suflet. Pentru că când crezi că le știi pe toate, ajungi să-l contrazici până și pe Socrate. Știu că nu știu nimic. Și asta este periculos. Pentru că nu poți să le știi pe toate. Și, în general, vorbim de 2000 de ani de tradiție creștină și ceva. Pe cum să o știi pe toată din 3-4 fraze? E un pericol al internetului aici, faptul că noi credem că internetul poate fi o mare enciclopedie. Nu. Pentru că pe internet găsim și foarte multe
pagini care mai mult ne dezinformează decât ne informează. Și ei vin și îți repetă ca un radio sau ca un televizor, îți repetă ce citesc acolo. Tu te luți, de fapt, cu ideile altora de pe internet. Și ce să le explici? Că nu e așa. Unii înțeleg. Dar cel mai grav este că nu te întreabă. Ei vin deja și afirmă. Și cum poți să lămurești pe un om care el deja știe? Nu? Vă bagă pleșul. Prostul e un om care deja știe. Eu nu-i fac proști pe tine, Doamne ferește, dar îi avertizez că tinerețea poate fi o provocare, dar în același timp o ispită de a te prosti în viață. Să nu credem că le știm pe toate. Nici noi nu le știm pe toate. Și noi între noi ne întrebăm. Și noi între noi e nevoie să facem apel la memorie, la documente, la și așa mai departe. Dar principiul esențial de funcționare al bisericii este subornicitatea. Adică întrebându-ne unii pe alții, analizând și dezbătând aflăm adevărul. Alături de Dumnezeu, starea de rugăciune și de post, de înfrânare față de ispite. Că așa dacă venim toți cu viciile noastre și vrem să fie urma ca noi, nu ajungem nicăieri. Deci biserica trăiește comunitar. Din păcate, tinerii de azi visează viața cam individualist. Ei se gândesc numai la ei, la ce au ei de făcut în viață. Asta este iarăși o provocare a, de fapt, ceea ce vorbeam mai înainte, este o asumare, poate, cum să zic eu, neștiută sau neobservată prea bine a faptului că deja am luat un loc de viață occidental. Mă interesează numai de mine, serviciul meu, mașina mea, casa mea, jobul meu, toate ale mele. Păi și restul, societatea, ansamblu, relațiile dintre noi, cum vorbim între noi, cum ne ajutăm, asta unde le pune? Asta este o tragedie a schimbului de viață occidental. Că vorbeam de faptul că vin alții ne schimbe tradiția. Păi secularizarea de tip occidental deja n-a transfigurat. Pentru că uitați-vă astăzi cât de mult vorbim în societate despre bani, economie, resurse și alte năzdrăvănii și nu discutăm de chestiuni esențiale pentru om. Calea în viață, găsirea binelui, întărirea comunității, astea nu se prea mai discută. Deci, tinerii să fie luare aminte și noi le stăm tot timpul la dispoziție. Ideea este să aibă puterea să treacă peste vocea celui rău din stânga, care încearcă să-i țină depărtați. Era o poveste frumoasă, că la 10 ani copilul vrea să meargă spre biserică și diavolul iese în cale și zice, da, uite, duci. Păi zice, mă, la biserică, așa, tână, copil, ce-ți cauți tu acolo? Nu-ți duc oamenii bătrâni, oamenii mari. Du-te la joacă, vezi de treabă. Și ajunge la 20 de ani. Adolescenți zice, mă, trebuie să-ți faci viața, trebuie să cauți o fată, să iubi, ce cauți tu acolo? Și se căsătorește, îți găsește o viață, își face o familie, încep probleme, necazuri, copii. Păi ce ești în floarea vârstei, acum trebuie să muncești, să produci, să lasă, că acolo să ducă aia bătrâne. Și ajunge și bătrân. Și vrea să duci la biserică. Păi n-ai fost toată viața asta și acum te duci, ce-ți faci la acolo? Și uite, sunt tot timpul ispite de astea care te țin să fii foarte atenți la ele, pentru că fiecare vârstă e cu provocările. Eu iubesc pe tineri și eu am fost tânăr și în perioada tinereții mele l-am regăsit pe Dumnezeu, pe care îl pierdusem undeva în copilărie. Și a fost o șansă, faptul că am întrebat. Și nu că doar am afirmat. Nu, important nu este că știu. Important este dacă pot afla dintr-o sursă mai autorită. Trebuie să-mi deschid și eu, ca tânăr, mintea, inima și să înțeleg mai bine ce se întâmplă. A spune că le știi pe toate, sau a spune că știi tu din start cum să treaba, e un blocaj care nu te duce nicăieri. Nu, nu așa. Știu că nu știu nimic. A zis Socrate.